magie master, strădania de peste 6 decenii a Mariei Butaciu de a oferi publicului adevărate bijuterii muzicale, culese de pe meleagurile Năsăudului, cântece nemuritoare, zămislite de-a lungul veacurilor de cugetul și simțirea românului, creator și păstrător al unui imens tezaur folcloric de o infinită varietate și frumusețe artistică. Maria Butaciu pentru mine încă trăiește și va trăi mereu pentru neamul românesc prin cântecele extraordinare care le-a lăsat moștenire neamului românesc. Maria Butaciu, nume frumos, nume drag, nume emblematic în cântecul popular românesc. O mare cântăreață a noastră, a românilor, s-a bucurat de succes și în țară și în străinătate. Când spun Maria Butaciu, spun un suflet mare, spun un interpret foarte mare, un interpret care făcea parte din galeria de aur a marilor interpreți de folclor. Maria Butaciu, un nume de referință în muzica populară, un solist de o corectitudine și de o disciplină ieșite din comun. Maria Butaciu a fost cea mai bună interpretă de și de Doine, mai ales de Doine. Nu vom înceta niciodată a vorbi cu admirație despre oamenii noștri de valoare. Iar Maria Butaciu a fost fără îndoială una dintre marile personalități ale culturii române. Maria rămâne pentru noi un mare interpret de valoare din zona Bistrisei Năsăud, din Ardeal, un interpret de referință. Am rămas impresionată încă de la început de forța glasului ei. Flori și că foi de nalbă, șai, lai, lai, la, cucule, pasăre, dragă, șai, lai, lai, la, hai și arată-mi locușorul pe unde s-ascunde dorul măi. Întotdeauna o discreție specială. Nu am simțit la domnia sa niciodată aerul unei vedete. Deși este, vorbim de un mare nume pe care l-are folclorul românesc. Era o frumusețe rară, nu doar fizic, inclusiv pe interior. Răzbătea frumusețea de peste tot, și în ochi, și în gesturi, și în atitudine. Maria Butaciu a fost cea mai bună prietenă mea. Era un om bun, era un om generos, era un om
plin de viață și de înțelepciune. Era o plăcere să pleci în călătorie cu Maria Butaciu, pentru că totdeauna era plină de povești și de glume. Era un om anume. Era tipică țăranca din Năsăud, pe care de multe ori vedeai și cu coasa în spate și prășind la sapă și secerând. Asta a fost Maria Butaciu. Ai crește flori cât gardurile, nu voi ciunta rândurile. Crește flori și Butaciu a iubit întotdeauna cântecul popular, pe care l-a slujit cu devoțiune și profesionalism. Având repzestre imensul său talent, apreciată fiind pentru remarcabilele sale calități, a fost invitată de multe ori în emisiunile televiziunii române. Filmările, aparițiile sale în concert, alegând întotdeauna un repertoriu valoros, bogat și variat, dublat și de maestria artistică a interpretării, au fermecat și cucerit nu numai pe iubitorii de cântec popular de la noi din țară, ci și pe numeroși spectatori din străinătate. Maria Butaciu, o figură impresionantă a artei interpretative folclorice românești, născută la Salva, în județul Bistrița Năsăud, pe Valea Someșului, unde este și încă la ora actuală, există un folclor extraordinar de bogat și de variat și de frumos. Maria Butaciu a fost și va rămâne o emblemă, un reper pe harta spirituală a acestui popor și în mod deosebit pentru ținutul de unde vin și eu, ținutul năsăudean. Acel ținut grăniceresc, unde Maria Butaciu a prins drag de tot ceea ce a însemnat valorile spirituale ale satului românesc, ale țăranului român, cu care s-a identificat întotdeauna. Maria Butaciu a fost, fără îndoială, una din cele mai valoroase exponente a sufletului țărâncii năsăudene, a omului care a crescut acolo în satul românesc transilvan și a prețuit cu adevărat valorile moștenite din moși strămoși. În timpul când realizam o emisiune la un post local de televiziune și dumneai a venit la un spectacol la Bistrița, am rugat-o să realizăm împreună o emisiune pentru năsăudenii ei, pentru bistrițenii ei. A acceptat cu mare drag și atunci am cunoscut-o mai bine pe Maria Butaciu, nu numai ca artist, ci și ca om, și îmi aduc aminte cu câtă dragoste, cu câtă emoție vorbea despre ținutul năsăudean. Salva la Vișeu mai, fâșcă e ghezășul rău mai, și mere pe sub tunel, tu l-ai baie, hai cu el! Hai, da, numai, 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 măi! Suieti
bilet în clop, trenul n-așteaptă deloc. Hai, da, numai, 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 măi! Eu m-am cunoscut cu Maria Butaciu în 1961, când Ministerul Culturii de atunci a organizat un concurs pentru ocuparea posturilor de soliști vocali la ansamblurile din București. Și s-au luat din diverse județe câte unul, doi sau trei reprezentanți. Din trei au trebuit să rămână câte unul. Maria Butaciu a intrat la ansamblu Ciocârlia, Irina Loghin la Barbu Lăutaru, Maria Ciobanu la ansamblu Ciocârlia, mai târziu și Irina tot acolo. Eu am rămas la ansamblu Perinița împreună cu fiertată Maria Petra. Ne-am cunoscut în 65. Eu lansasem o piesă, Dete frunza, dete iarba. Ei i-a plăcut așa de mult. Și când mă suna, am făcut schimb de telefoane și când mă suna, atâta zicea, dete frunza, dete iarba. A, Maria. Și așa a început prietenia noastră. Un om deosebit. M-a lăsat singură, mi-este foarte greu. Cu ea comentam orice. Ne sfătuiam. Orice problemă aveam eu sau ea, ne sunam și ne spuneam, ne ceream părerea. M-a lăsat așa, știți, mi-e foarte greu. Îmi este foarte greu fără ea. Supărare, supărare, aruncați-aș tocmai în vale și-aș pune-o pe-a trăpătine, să nu mai supăr pe tine. La ansamblu Ciocărlia din București, în anul 1961. Avea 21 de ani. Ea era o frumusețe, era plină de viață. Avea straița, cum se spune acolo, plină de cântări, de cântece, de cântece de dragoste, de dor, de cântece de cunună, de cântece pe ritmuri de joc specifice zonei Bistrița Năsăud. Eu am dat concurs în 1962, unde pe Maria am găsit-o deja angajată ansamblului Ciocârlia din București, un ansamblu de mare prestigiu, un ansamblu profesionist. Maria m-a primit așa de prietenos și așa de apropiată de mine, fată pregătită, fată cu liceul de muzică, aveai ce învăța de la ea de fiecare dată. Eu venisem doar numai cu școala de artă populară de la Ploiești și am avut foarte, foarte multe de învățat. Bineînțeles că ne-am adaptat foarte repede și ca prieteni și ca colege și că am format, așa zis, o gașcă. Eu, Maria Ciobanu, Maria Butaciu, Benone Sinulescu, eram nedespărțiți. Așa am dus-o ca într-o familie. Interpretare inteligentă, meșteșugită, colora fraza muzicală, reliefând și imprimând o rafinată sensibilitate. Finețea, cizelarea amănuntelor, profunzimea, originalitatea interpretării și claritatea expunerii materialului muzical, acestea erau aturile cu care Maria Butaciu a reușit să impresioneze întotdeauna publicul. Să nu
când am venit la ansamblu Ciocârlia în 1980, am găsit aici la ansamblu Monștri Sacri ai Folclorului și m-au primit extraordinar de bine. M-am împrietenit de la bun început cu Maria Butaciu pentru că avea un suflet extraordinar de bun, pentru că eram vecine și pentru că de câte ori aveam un necaz, mă duceam și îl spuneam ei. Maria știa să păstreze un secret, mă învăța de fiecare dată ce trebuie să fac, îmi făcea observații în momentul când nu aveam cântecele așa cum trebuie și spunea toate lucrurile în față, dar îți făcea un bine. Era foarte prietenoasă, era... cum să spun, un om care, de la care aveai multe de învățat și avea foarte mulți prieteni și când vedea emisiuni la televizor, spunea, uite, aici a cântat bine, uite, aici n-a făcut bine, uite, aici este așa. Și venea la mine, uite, Mioara, hai să ne uităm împreună, să vedem, nu să facem observații, dar avem de învățat și dacă era un lucru rău și dacă era bun. Mi-a fost foarte dragă. De copiliță am îndrăgit-o auzind-o la radio, apoi am văzut-o într-un spectacol la Pitești. M-au dus niște unchi de-ai mei la un spectacol oferit de către ansamblu Ciocârlia și interpreții acestui mare ansamblu. Acolo am văzut-o pe Maria Butaciu și mi-a rămas întipărită în imagine și în suflet. Am început să cântăm împreună la ansamblul Tinerimea Română, unde amândouă eram la începutul carierei. Eram cu maestrul Ionel Budișteanu, cel care a fost primul care ne-a îndrumat primii pași pe drumul cântecului popular. După aceea, cu Maria Butaciu, m-am întâlnit în foarte multe spectacole, foarte multe recepții guvernamentale, foarte multe filmări la televiziunea națională. După aceea, viața a făcut ca să fim colegi de ansamblu la ansamblul Doina al Armatei. Aceste ansambluri s-au comasat la un moment dat. Ciocârlia și cu Armata au devenit un tot și ei au venit la noi. Am fost o privilegiată, pentru că, dincolo de faptul că am crescut înconjurată de folclor, când am ajuns la București, am găsit în Maria Butaciu
un prieten și un sprijin. I-a plăcut foarte mult de mine. Mi-a spus de nenumărate ori că îi place glasul meu și că îi place foarte mult faptul că ne asemănăm, nu doar timbral, dar inclusiv fizic. Că eu mor de dorul lui, măi, la la la. Maria Butaciu a fost un coleg minunat, o cântăreață specială și eu cred că dacă cineva se va gândi să scrie o istorie a muzicii tradiționale din Bistrița Năsăud, va trebui să-i rezerve Mariei Butaciu un capitol special. Maria Butaciu a știut să-și păstreze dreaptă această linie, linia aceea a cântecului străbun cu care noi am venit în București din satele noastre. Și mă bucur și o afirm cu toată convingerea că am reușit în acest mare oraș să nu ne lăsăm pur și simplu convertite la niciun fel de modernism în cântec. Și poate că asta a fost marea șansă și pentru Maria Butaciu. A știut să rămână mereu cu cântecul, cu portul ei frumos și cu întreaga sa atitudine, un om al Năsăudului, a celor ținuturi superbe, a celor ținuturi frumoase. Am remarcat din prima clipă felul în care își privește meseria. Mi-a plăcut foarte mult atunci când venea la o filmare că o întreba pe doamna Elize ce costum să pun, ce să port pe cap. Și după foarte scurt timp am primit la rândul meu această întrebare. A fost atât de onorant pentru mine ca Maria Butaciu să mă întrebe pe mine cum să-și gătească părul la o filmare, încât mi-am dat seama
că de fapt e o formă de respect a sa pentru ceea ce face, pentru apariția la televiziune și pentru orice apariție publică. Exemple de acest fel cred că sunt foarte importante pentru generația tânără și mai mult decât atât, acest tip de amintire te face să nu uiți că la rândul tău trebuie să respecti acest cod, dacă vreți, în privința apariției scenice. În 1974, când eu am intrat în marele ansamblu Rapsodia Română de talie internațională, am găsit-o acolo pe Maria Butaciu și foarte mulți interpreți mari de folclor. Mi-a plăcut foarte tare că m-a primit cu brațele deschise. O colegă minunată. Eu, în concurs, am interpretat o doină de-a mea, de acolo, din Dobrogea, doina fetei dunărene. Și a zis, mă, zice, tu o să faci profesie, că eu am fost acolo sus, la balcon și te-am ascultat. Vocea ei, de esență țărănească, nu s-a schimbat cu nimic. Avea impresia că, într-adevăr, cântă o țărancă de acolo, din Ținut Năsăudean. O auzeai pe Maria Butaciu și vedeai parcă toate dealurile Năsăudului, ale Sălăuței, ale Salvei, ale Ținutului Năsăudean, pentru că glasul Mariei Butaciu era profund legat de acel ținut și era de esență țărănească. Cânta așa cum cântă țăranii noștri de acolo. Acest lucru m-a impresionat cel mai mult, că nu și-a pierdut cu absolut nimic, nu s-a știrbit cu absolut nimic modul de interpretare, prin faptul că a trăit atât de mult departe de locul natal, aici, la București. În grădina mândrii mele, mândrii mele, uiha, răsărit-o libida lui domnul, domnul ei o două stele. Nu știu stele-o răsărit, răsărit, uiha, ori mândras-o libida lui domnul, domnul ei o logodit. Lasă să se logodească, logodească, nimă, numai să nu-și lipdea de dombo, dombo de hei o bănuiască. Numai valea de oi trece, de oi trece, nimă, oi găsi ca lipdea de dombo, dombo de hei o găsi zece.
mai frumoasă, mai deviță, mai deviță, oh, ha! Nu ca tine-o libida li dombo, dombol, hei, o rămășiță. Mai frumoasă, mai de soi, mai de soi, oh, ha! Nu ca tine-o libida li dombo, dombol, hei, o zgâmboi. Poți tu baie bănui, bănui, ei, ha! Tu ca mine, libida li dombo, dombol, hei, eu nu-i găsesc. Te-i umbla toată lumea, toată lumea, ei, ha! Tu ca mine, libida li dombo, dombol, hei, eu nu-i afla. Tu ca mine, libida li dombo, dombol, hei, eu nu-i afla. M-am simțit onorată și privilegiată să fiu contemporană cu doamna Butaciu, să-i fiu colegă la ansamblu Ciocârlia și mai mult decât atât să fim foarte bune prietene, ba chiar fiica adoptivă. Am crescut mult timp în casă la mamica, pentru că așa îi spuneam din momentul în care m-a preluat când am venit în ansamblu Ciocârlia. Am crescut foarte mult, m-am apropiat foarte mult de familie, de Iuliana și am rămas aproape și alături până în momentul în care s-a hotărât să plece dincolo, în lumea fără de dor. Era o plăcere să o ascult pe Maria vorbind despre viața ei, despre și cu accentul ei ardelenesc. Totdeauna ea se făcea, știa să se facă plăcută imediat ce cunoștea pe persoana respectivă. Mai ales că a fost crescută de o mătușă destul de bine educată de la Cluj, care era o familie de medici. Și Maria a stat acolo la ea cât a terminat liceul de muzică, a stat la Cluj, se vedea educația asta a ei, buna creștere, bunul simț al Mariei Butaciu. Era documentată, îi plăcea să se documenteze din toate punctele de vedere. Și atunci când puteai să ai o discuție cu ea, ea știa să spună finalul totdeauna și, cum ziceam noi, vine Maria, spune punctul pe ei. De câine pavoiată, tra-la-la-la-la-la, și-a de câine pavoiată, tra-la-la-la. Și sărdușesc-o adune, și sărdușesc-o adune, dar să cheme de șopârle, tra-la-la-la-la-la, dar să cheme de șopârle, tra-la-la-la. Și te mușcă de picioare, tra-la-la-la-la-la, și te mușcă de picioare, tra-la-la-la-la. Strângele necâneva și fă-i badică meja, iar dacă nu-i putea, la-la-la-la-la, om vinit, om ajuta, la-la-la-la-la. Plata nu ți căpăta, la 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 la, până noi baia ne-a țuca, la 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 la. Era o femeie frumoasă, inteligentă,
De cochetă nu mai spun. De rigurozitatea ei pentru a-și alege cântecul bistrițan, puțini vor mai fi ca Maria Butaciu. Era severă cu ea însăși pentru ceea ce urma să facă din punct de vedere profesional. Vino baie din Bihor, mai la 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 la, da vino mai repejor, mai la 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 la, dor cu dor să-l întâlnim, la 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 la, cât trăim să ne iubim, la 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 la, vino baie, baie, șormă, că te-aștept cu drag și dorme, ui, ce iară! Purta atât de frumos costumul și ne obliga și pe noi pe lângă ea să purtăm costumul la fel de frumos. Făcea observații constructive și să știți că din cauza asta și-a atras uneori mai puțin prieteni. Îmi aduc aminte cu drag de doamna Maria Butaciu, în primul rând ca interpretă, dar și ca om, pentru că era un om extraordinar, plin de viață, plin de umor, și care găsea în orice lucru o parte frumoasă. Când era bunica fată, nu era calea ferată, că umblai cu treanca fleanca, nu cas cu ciuciuleanca și apoi de elefant. Ca să ajungi până la mândruța, fă-și-ai drumul cu căruța, și când ajungeai în sat, mândra ți s-a măritat și-apoi de elefant. Ars-o focul în licioara, pe unde-o mărs mărioara, lasă fugă, ca să iubească, ca să nu se bolnăcească și-apoi de elefant. Săraci cărările mele, cum crește iarba pe ele, lasă crească și-oi cosu-o, și pe mândra mi-oi găsu-o. Lasă crească cât pe lantul, pe mândra n-o las la altul și-apoi de elefant. Am observat că Maria Butaciu avea un suflet extraordinar de mare, era un om milos, ca până la urmă, discutând și împrietenindu-ne, să fie aceeași zodie de vărsător ca și mine. Niște perfecționiști, știu eu, nu toată lumea are nevoie de perfecționiști. Dar eu îi spuneam, mă, dacă spunem chiar așa lucrurilor pe nume, o să ne facem dușmani. Zice, eu nu pot să fiu decât așa. Zic, ai dreptate, că și eu sunt la fel. Nu era timidă deloc, dimpotrivă, era foarte stăpână pe sine. Era nu obraznică, dimpotrivă, foarte, cum să spun eu, cuceritoare și foarte credibilă, ca să zic așa, în tot ce ei se spunea și tot ce făcea. Cu iuiucă și eu viu, la 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 la, cu zadie prinsă-n brâu, la 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 la, cu zadie prinsă-n brâu, la 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 la, măcar m-am scurt la târziu, la 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 la, numai atât am zăbovit, la 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 la, până și m-am rumenit, la 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 la, n-am vrut să viu nefăcută, la 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 la, să-i fiu nașul neplăcută, la 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 la, treaba fi la ele ies, cu la tatăl de vestiesc, socășița din la oane, la 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 la, și-o făcut jăbur la poane, la 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 la, și-o făcut jăbur la poane, la 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 la, și-o luat carnea din oane, la 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 la, și-o dus-o printre clăi, la 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 la, și-o mâncat-o cu brașcăi, la 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 la, și-o dus-o în fundul grădinii, la 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 la, și-o mâncat-o cu veșinii, la 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 la, faci-ți-n locul mai larg, că să vă cobor din păcă, ba eu nu și nu și nu, la 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 la, că eu duc lui nănașul, la 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 la, ba
eu nu și nu și nu, la 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 la, că eu duc lui nănașu, la 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 la, care pungă la cetar, la 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 la, și mi-a dat vodă-i grițar, la 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 la, care pungă la cojoc, la 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 la, și mi-a dat și mie un zlot, la 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 la, și mi-a dat sucenii mei, că s-a mai dus în târg cu ei, și mi-a cumpărat neframă, pe care nașul iau de framă, huiu-mă! Când a venit la Ciocârlia, de asemenea, se comporta foarte frumos cu colegii. Avea, cum să spui, o apropiere sufletească față de colegii ei. Era directă, era sinceră, era în tot ceea ce făcea, era exact pe coordonatele unui adevărului, ca să spun așa. Au trecut ani, am devenit solista ansamblului Doina al Armatei și așa am întâlnit-o foarte, foarte des pe Maria Butaciu, în spectacole, la filmări. Vreau să vă spun că m-a primit cel mai frumos dintre toți interpreții care erau în București la vremea aceea. Mi-a adresat cuvinte frumoase care mi-au rămas în colțul sufletului. Maria Butaciu, pentru mine, ca tânără interpretă de folclor, a fost un exemplu, un model. Întotdeauna mă suna și îmi spunea cum să-mi așez marama, cum să-mi combin costumele. Îmi dădea sfaturi foarte frumoase și foarte utile. Era un suflet extraordinar de generos, un suflet frumos, un suflet drag. Dragul mi-mi ia ori, măi, când să iubesc oamenii, măi, drag mi să trăiesc cu cântul, dacă la omul harnic lucru. Eu când horea zorilor, măi, gria gospodarilor, măi, pita coaptă-n casă nouă, dacă-mi pun floare prin curouă. Implicată cu un discurs muzical vibrant, investită cu un spirit tonic și o bucurie lăuntrică a trăirii actului artistic, Maria Butaciu avea o voce amplă ca volum, robustă, o voce puternică, plină de expresivitate și culoare, un glas frumos, cald și pătrunzător, viguros, bogat în armonice, plin de temperament și sensibilitate, cu nenumărate inflexiuni ce colorau nuanțat cântul său, conferindu-i savoare și prospețime. E mi-ai da mie oricât, măi, când tu nu mi-e las nici când, măi, orice în lume e mi-ai da, dar eu nu-mi las cântarea mea, că-mi e drag ca să oresc, dar pe unde sunt și trăiesc. Avea foarte multe lucruri și cuvinte de laudă la adresa multor colegi ai noștri. Foarte mult, foarte frumos vorbea, foarte frumos de fiecare. N-avea răutăți, Maria. O bună gospodină, o bună mamă, o bună soție. N-am cuvinte decât de laudă la adresa ei. Era o gospodină desăvârșită. Am acolo la țară un trandafir de ăsta de dulceață și le spun fraților mei, uite, dacă trăia Maria. Îmi făcea dulceață de trandafir, ea îmi făcea dulceață. Am stat la ea 3 săptămâni. Era, făceam seri de râs, de glume, de chiar acolo, în cămăruța ei mică. Ei a făcut așa plăcere că ne-am dus și că ne-a putut ajuta. Deci, repet, era foarte, foarte generoasă. Pragul porții, poartă veche din
Andrăiulița, când înșepea să sără, cam o jocul s-a gătat, măi, și spre casă-i e plecat. Și-o-n porni de vreme în zori, cu fete și cu fișori, tăți la lucru câmpului, cum e drag românului. Hărnișia s-o șințească, că-i datină strămoșească. Nu am auzit-o niciodată făcând vreun comentariu la adresa vreunui coleg. Mi-a mai plăcut și faptul că îi urmărea pe cei tineri, avea observații de făcut în legătură cu ceea ce cântă, în legătură cu felul în care și-au așezat o piesă de costum sau alta, în legătură cu felul în care fetele sunt machiate, își fac manicura și așa mai departe pentru scenă, dar niciodată nu le spunea la modul direct. Căuta o altă persoană, poate pe doamna Elize, poate o colegă care era mai îndrăzneață, poate pe altcineva care să le transmită într-o formă diplomată să corecteze ce era de corectat. Și asta spune multe despre omul Maria Butaciu. Inima, inima mară, da, 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 da. Și-ai cu mine prima noastră emisiune, prima noastră participare împreună a fost la Odată în viață în 2012 și de atunci drumurile noastre s-au tot legat. Ea mă chema de fiecare dată când avea ocazia, fie la emisiuni, să filmăm împreună, să cântăm împreună. Am urcat pe scenă împreună cu dumneaei și a fost pentru mine o mare bucurie și un mare privilegiu, pentru că eu cred că noi tinerii avem nevoie de repere, de repere adevărate, de repere solide, că trebuie să ne uităm cu foarte mult respect și cu acea deschidere pe care trebuie să o avem către cei care au deschis drumurile, cei care au desțelenit drumurile folclorului. Am amintiri foarte frumoase cu ea, pentru că dormeam împreună, de până am amintiri. Ne plăcea să lucrăm, să croșetăm amândouă, tot timpul în pauză sau în cameră croșetam și învățam una de la alta anumite lucruri pe care eu nu le știam, ea le știa, sau goblenuri. Și m-a admirat foarte mult pentru costumele mele naționale. Astăzi m-am îmbrăcat cu acest costum pentru că ei îi plăcea foarte, foarte mult. Maria rămâne pentru noi un mare interpret de valoare din zona Bistriței Năsăud, din Ardeal, un interpret de referință și poate fi un exemplu pentru toți cei care vor veni de acum încolo. Era foarte pretențioasă la costume, deci la păr, la costume, la întotdeauna, chiar și nouă care eram vechi în meserie, ne mai dădea câte un sfat, vezi că uite acolo trebuie așa sau așa. Avea un ochi extraordinar de bine format și îi plăcea foarte mult autenticul, deci nu făcea rabat de la acest lucru. Era foarte prietenoasă, era
cum să spun, un om care, de la care aveai multe de învățat și avea foarte mulți prieteni și când vedea emisiuni la televizor, spunea, uite, aici a cântat bine, uite, aici n-a făcut bine, uite, aici este așa. Și venea la mine, uite, Mioara, hai să ne uităm împreună, să vedem, nu să facem observații, dar avem de învățat și dacă era un lucru rău și dacă era bun. La țară, da, ra, da, ra, da, da, drumurile omoară, da, ra, da, ra, da. Și la nunți și la botez, la, 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 Fămioara, acolo vezi, băle! Matilda și Cocicu, hai, da, ra, da, ra, da, o nebune județu, hai, da, ra, da, ra, da, cânde-s afară, scos la iveală cântece care nu se mai cântau. A cules și creat sute de cântece, unul mai frumos decât altul, care au stat mărturie peste timp pentru valoarea și frumusețea folclorului din ținutul său natal. Cântecele sale au devenit în timp adevărate șlagăre. Mi-aduc aminte că în anul 2006, la Festivalul de Folclor de la Mamaia, eu le-am propus artiștilor aflați în recital să-și adreseze replici cântate pline de haz. Ei bine, Maria Butaciu a realizat un adevărat show, pentru că umorul debordant a făcut ca ea să fie neîntrecută. Și of, 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 și nu mai poți, fata dică, drage popi, spune totul, să vină puiul la loc mâi. Toată noaptea n-am dormit, uite așa m-am perpelit, și când am mai ațipit, glasul lui l-am auzit, mă. Din gurița așa zicea, dragă boboceaua mea, din gurița ți-aș bea bere și din sân ți-aș mânca mere. Maria Butaciu! Of, dădică, floricică! Mă arde la lingurică! De aste emoții grele mă doboară din picere! Dar te las acum pe tine să cânti tu, că știi mai bine! Of, of, of. Doamnelor și domnilor, minunată, vă rog să o aplaudați pe doamna Butaciu. Am rămas prin locul vacante, să cântăm și noi de ale noante. Avem rit și ne mânim ca rocamorii și cu vocea plină de tandrețe cântăm la storii. Doar la tâți e mai grea problema, nu-i nimic, zice Bogza Tema. Să nu aștepți vorbe mari de la mine,
Nu mi-a scris Dumbravă niciun text mai inspirat, dar am să cânt, uite așa cum îmi vine, cântece din genul sincopat. Mi-aduc aminte că la una dintre edițiile emisiunii Odată în viață, Maria Butaciu a abordat și alte genuri muzicale. Ba chiar a cântat și un cântec în limba rusă spre deliciul tuturor spectatorilor și telespectatorilor, atrăgându-i cu farmecul său deosebit. Stavki ușchi na makușchi, slușai rănii răzvai, Хочеш пой мои частушки или хором подпевай? У папа дури-дури, у папа дури-да. Хочеш пой мои частушки или хором подпевай? И-хи-хи! Дорога моя подруга, я спрошу тебя секрет. Когда Ванька провожает, он целует или нет? Папа дури-дури, о, папа дури-ра. Когда Ванька провожает, он целует или нет? Когда Ванька провожает, ничего не говорит. У него насчет любови шарабанчик не варит. У папа дури-дури, у папа дури-да. Когда Ванька провожает, ничего не говорит. У папа дури-дури, у папа дури-да. Когда Ванька провожает, шарабанчик не варит. Maria Butaciu! Am avut ocazia să facem turnee și să ne cunoaștem și mai bine și să facem turneile alea cumplite de câte 3 luni cu trenul, cu spirtiere lângă noi, cu lipsă de alimente, cu frig îndurat, cu totul. Și ea totdeauna știa să înveselească atmosfera. Atunci când intra în criză că viscolește și noi suntem înzepezite cu trenul sau că nu mai putem de căldură vara, că încingea soarele tabla de pe vagoane și eram bai de noi, ea găsea totdeauna să facem un duș undeva prin gară, să ne spună o glumă, să facă haz de necaz. Asta a fost Maria Butaciu. Lipsi niciodată din momentul în care am fost în ansamblu Ciocârlia, se gândea tot timpul dacă am mâncare, dacă am bani, dacă mi-este bine și avea tot timpul controlul situației mele. Mă trezeam că mă suna unde stăteam eu la hotelul Ministerului de Interne și mă suna la recepție să-mi spună vino, pentru că ți-am făcut o căniță, ți-am făcut o ciorbiță și zilnic mă duceam să-mi iau cu tramvaiul ceea ce îmi pregătea mamica. Maria Butaciu a fost exigentă cu sine însuși, dar în același timp nu-i menaja nici pe ceilalți. Orice observație a ei era una pertinentă, pentru că avea mereu dreptate. Și am auzit-o nu odată, îndemnându-i pe cei tineri cum să-și asorteze costumul, culorile și mai cu seamă cum să păstreze cântecul nealterat. Doina este cântecul pe care îl simt ca fiind al lor toți ardelenii, iar Maria Butaciu iubea cu toată ființa sa doinele. Toate dorurile, toate gândurile, bucuriile și întristările unei artiste pline de talent și sensibilitate se regăseau în vastul repertoriu al Mariei Butaciu. Păi mama,
m-o legă n-atmă. Numai de dormi-o cântat mai, ai dorul de min s-o legă. Mariei Butaciu surâsul, calmul, echilibrul și acea bucurie de a cânta. Ea a impresionat printr-o interpretare tulburătoare în autenticitatea și forța ei emoțională, deslușind în felul său înțelesurile cântecului tradițional. Ea cânta pentru oameni, dar și ca să-și mulțumească sieși sufletul, iar cântecul cel mai apropiat sufletului său era Trei Păcurărei, un fel de mioriță pe melodie de colind. Maria Butaciu îl numea esența nemuririi neamului. Păiesciși oraș de munte cu iarba până genunche, mărguștri curăreiu cu oile după ei. Îi mai mare zver primar, ar mai mnic îi străinic. Tăți-l mână și la dună cu oile la pășune, tăți-l mână și-l coboară cu oile la izvoară și fac nejea să-l omoară, și fac nejea să-l omoară. Știu bine că mi-ți omori pe mine, pe mine să mă-ngropați în șei strungă cu tribros, în strunguța oilor, în jocul mieluțelor. Drag, să-l puneți la cap de steag. Voi acasă, dacă-ți mere, spuneți-i, măicuțe mele, că-mi rămas să mă însor cu
creiasa codrilor. O altă întâmplare a fost momentul în care, pregătind o ediție a Cerbului de Aur, căutând piese dintre cele mai cunoscute de către toată lumea, am avut, să spun așa, norocul de a mă afla într-o seară alături de prieteni din zona avocaturii, din zona medicinei, din zona bancară chiar. Oameni care n-aveau nici o legătură cu domeniul. Și m-au întrebat ce pregătiți anul ăsta la Cerbul de Aur. Și le-am spus, păi uite, facem cu toate cântecele românilor, facem un spectacol în care toată lumea, chiar și voi, veți putea cânta. Și primul lucru pe care l-au făcut oamenii aceia, fiind la o masă într-o atmosferă relaxantă, a fost să înceapă să cânte, cred că 3 sau 4 refrene, toate fiind ale Mariei Butaciu. Le-au venit pur și simplu. O mare calitate pentru repertoriul acestei mari artiste. Pentru că aceste cântece, de fapt, ne rămân nouă, copiilor noștri, copiilor copiilor noștri, și ei le vor fredona, pentru că sunt, într-adevăr, cu adevărat, perle ale muzicii tradiționale românești. De la Cui nu-i place dragostea sau Mândru zice cetera sau atâtea și atâtea cântece, toate, de fapt, o fac pe Maria Butaciu nemuritoare. Hai, hai, zi așa, hai, hai, nu așa, hai, hai, ține așa, hai, hai, tot așa. Mândru joacă băghița, la 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 la, s-o luăm după zicală, la 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 la, că ne zice până-n sară, la 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 la. Măi bată-l focul pe bagă, că mândru l-a făcut masaț, cu iache și cu raiu. Hai, hai, țineoșă, hai, hai, tot așa. Eu când dau cetera, la 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 la, mi se ieșe gura, la 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 la. Și-mi tot vine a cânta, la 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 la, a cânta și a juca, la 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 la. Păi zi cetera, mai cu foc! Ai, hai, numașă, ai, hai, țineoșă, ai, hai, tot așa. Mândru-i baghea și să ține, la 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 la, lasă și e că-i stă bine, la 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 la. Mândru-i baghea și folos, la 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 la, lasă și e că-i frumos, la 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 la. Și-mi bache, baghea și-ți vine! Nu mai spun de repertoriul bogat al Mariei Butaciu, tot ce ține de folclor ardelenesc. Toate, una și una, perle. Perle originale. Chiar fi dorul ca dorul, hai, dara, dara, da, l-aș băga în sână. Să nu știe bărbatul, da-ra, da-ra, da-da, să nu știe bărbatul, măi, da-ra, da-ra, da. Dar dorul-i pasăre sură, hai, da-ra, da-ra, da, dacă lăcui în sân să fură, hai, da-ra, da-ra, da, niciodată nu-mi dă gură, da-ra, da-ra, da. Niciodată nu-mi dă gură, da-ra-da-ra-da.
Plătiți cu capăt și nume, hai, dara, dara, da. Nu scadorul de nebune, dara, dara, da, da. Până te scoate din lume, dara, dara, da. Ochii și sprânjenile, dara, dara, da, da, fac pe lume renele, mai dara, dara, da. Ochii și sprânjenile, dara, dara, da, da, fac pe lume renele, mai dara, dara, da. Mi-amintesc cu bucurie că prin clasele primare cântam cu multă bucurie cântecul Mariei Butaciu, Ba de pălărie nouă. Și pentru mine și cred că și pentru alți copii era valabil faptul că nu avea importanță că venea dintr-o altă zonă folclorică cântecul pe care îl îndrăgeai ca și copil. Cântam cântecele care ne intrau în suflet. Acest cântec, Ba de pălărie nouă, mie mi-a intrat în suflet și l-am cântat și la serbările școlare, dar să știți că și după oi, când mă trimiteau ai mei cu oile la păscut, ce era să fac? Cântam, citeam și nu mă gândeam în vremea aceea că va veni un timp în care chiar să o cunosc pe interpretă, pe Maria Butaciu. Ba de pălărie nouă, la ri ra ri ra ri ra, tu mi-ai rupt inima-n două, la ri ra ri ra ri ra. Tu mi-ai rupt-o, tu mi-o coasă, cu fir roșu de mătasă. La-ri-ra, la-ri-ra-ri-ra, la-ri-ri-ri-ri-ra. Ba de pălărie nouă, la-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Tu mi-ai rupt inima-n două, la-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Tu mi-ai rupt-o, tu mi-o coasă, cu fir roșu de mătasă. La-ri-ra, la-ri-ra-ri-ra. Când mă uit în urma ta, la-ri-ra-ri-ra-ri-ra, mi se rupe inima, la-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Când te văd pe drum trecând, dorurile mă cuprind, la-ri-ra, la-ri-ra-ri-ra. Baia-i om de omenie, la-ri-ra-ri-ra-ri-ra, dar sărutul nu-l prea știe, la-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Și mă roagă ziua toată ca să-l mai sărut o dată, la-ri-ra. Când mergeam în turneu cu Maria Butaciu, fata mea o plăcea pe Maria Butaciu, iar Iuliana mă plăcea pe mine. Și de câte ori când ne găseam și spuneam, măi, uite, cântă cântecul ăsta, cântă cântecul ăsta, Maria cânta. Bată-te, bădiță, bată, a-la-la-la-la-la-la. Dragostea mea ai curată, a la 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 la. Că m-ai învățat sucată, a la 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 la. Și acum mă lași uitată, a la 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 la. Când spun Maria Butaciu, spun cerbul sau spun firul de iarbă, care atunci când îl interpreta, cel puțin firul de iarbă, pot să spun că mi se zbârlea pielea pe mine. Cu glasul ei cald, un glas de aur, te făcea, te purta, te ducea frumos în lumea ei în care vroia. În această mică și foarte frumoasă poveste, care
îți pătrundea în suflet. Ne întâlneam adesea pentru că eram și vecine de cartier, în cartier, și ne întâlneam amândouă, mergeam în parc și depănam amintiri despre colegi, lucruri deosebite pe care le trăiam noi de-a lungul vremii. Și bineînțeles că întotdeauna când mă suna la telefon ca să o cunosc bine, începea să-mi cânte: firule, măi fir de iarbă, pe mine cine mă-ntreabă? De e soare, de e nor. Firule, măi fir de iarbă, pe tine cine te-ntreabă? De ți teamă, de te doare, când ești călcat în picioare? De mi teamă, de mă doare, știe numai Sfântul Soare. Și mai știe și pământul, ploaia, arșița și vântul. Bradule din stâncă neagră, pe tine cine te-ntreabă? Ars de ger și ars de soare, de ți teamă, de te doare? De mi teamă, de mă doare, eu rămân tot în picioare. Și prin fir de rădăcină aud piatra cum suspină. Dar pe tine, om de treabă, pe tine cine te-ntreabă? Când pe drum de piatră arsă, inima lacrimi îți varsă. Nu mă-ntreabă că așa-i omul, de-l bate vântul și dorul. Vântul bate căi pe drum, dorul bate căi nebun. Vântul bate căi pe drum, dorul bate căi nebun. Maria s-a remarcat și a fost celebră prin însăși repertoriu pe care și l-a ales și pe care l-a cântat cu sufletul. Cine mai cântă fir de iarbă cum cântă Maria Butaciu? Nimeni. A fost un izvor de
cântece autentice, un izvor de perle, un izvor de șlagăre. Și astăzi ne adăpăm cu toții din acest izvor, cu aceste nestemate folclorice. Am avut de asemenea privilegiu să înregistrăm într-un grup, grupul Miorița se chema, un cântec care se află de altfel și în arhiva televiziunii. Eram foarte tinere și maestru George Vancu ne-a ales pe patru soliste și au zis: voi o să cântați acest cântec. Cântecul era: măi băghiță buză moi. Măi băghiță buze moi, la 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 la, treci valea și hai la noi, la 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 la. Treci valea pe după moară, la 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 la, și vină la noi pe seară, la 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 la. Hai la 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 la. Hai la 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 la. Hai băghițe să-ți dau gură, la 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 la, dar vezi bine pe la șură, la 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 la. Cam o poartă de rogoz, la 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 la, cum pui mâna ca de jos, la 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 la. Hai la 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 la. Hai la 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 la. Spune-mi, bage, de-ți dragă, la 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 la, să-mi cumpăr neframă albă, la 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 la, albă și cu puișori, la 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 la, să nu mă uiți până mori, la 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 la. Hai, la 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 la. Hai, la 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 la. Ba de e nu te-aș vede, la 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 la, inima nu m-ar dure, la 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 la. Când te văd ba de pe tine, la 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 la, arde inimioara mine, la 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 la. Hai, la 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 la. Hai, la 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 la. Hai, la 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 la. Hai, la 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 la. Un cântec din repertoriul Mariei Butaciu și țin minte că toate aveam câte o pălăriuță, pentru că se știe că Maria Butaciu purta la costumul ei popular și pălărie, nu doar basma. Ui, nu-i place dragostea! Tra la 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 la, bella.
Maria Butaciu a plecat pe drumul veșniciei de a ne-a lăsat o zestre extraordinară, o bogăție, care va vorbi în timp și peste timp despre o mare interpretă și despre puterea extraordinară de creație a țăranului român de acolo, din țara Năsăudului. Îmi place să vorbesc despre ea, așa cum îi spuneam, și fiicei ei, Iuliana, care îi mulțumesc pentru faptul că mi-a îngăduit să continui ceea ce mama ei a făcut atât de frumos, și anume să cânt o parte din cântecele Mariei Butaciu. O fac cu deosebit respect. De fiecare dată când urc pe scenă și cânt unul dintre cântecele dumneaei, întotdeauna mă gândesc că ea ne privește de undeva de sus și zâmbește, pentru că așa era ea, mereu, cu zâmbetul pe buze, cu o generozitate extraordinară, cu un optimism de neînfrânt, lucruri pe care, de care eu m-am bucurat din plin. Dumnezeu i-a dăruit o fată pe nume Iuliana, care seamănă leit, și parcă Dumnezeu a vrut această minune, care este un medic veterinar extraordinar. Irinuca mea, iubind animalele foarte, foarte mult, cu cățelușii ei și cu pisicile ei și cu toate, a ajuns la Iuliana. Și de atunci s-au împrietenit de 20 și ceva de ani, sunt prietene la cataramă. Ele se întâlnesc datorită și animăluțelor, dar s-au mai întâlnit pentru că s-au împrietenit așa de bine, și o văd de câte ori vine Iuliana la noi, o văd pe Maria Butaciu, pentru că era, seamănă așa de mult cu mama ei, extraordinar de mult. Iuliana zice că ea nu-și dă seama, dar eu o știu pe Maria din tinerețe și are exact trăsăturile mamei ei. Și când o văd pe Iuliana, parcă o văd pe Maria, regretata noastră Maria Butaciu. Și tu, fișorie, să te faci o minunie și să cânti tu minunește, pe cum nu se pomenește. Când ți-a și lumea mai dragă, tu să zbori din crangă în crangă, colosara la vaduri, dimineața la vârfuri, păste ziua la șesuri. S-a sfârșit așa, vorbeam la telefon și era foarte supărată după pierderea surorii ei.
și plângea și îmi povestea și mi-a zis, măi Maria, dar potolește-te că nu aduci înapoi. Și mă rog, printre altele mai vorbeam și de soțul ei am vorbit și la un moment dat n-am mai auzit nimic. Și eu întrebam de aici, mă mai auzi, Maria? Alo, Maria, ești acolo? Nimic, n-a mai fost nimic. Mi-e dor de ea. Mi-e foarte dor de ea. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Oricât mi-ar fi de greu, acum un an, pe vremea asta, Maria era internată într-un spital și alături de colegele noastre dragi și foarte apropiate ei, nu zilnic, dar din două în două zile sau trei zile mergeam la ea. M-a impresionat așa de mult când a venit doctorul și m-a rugat să nu plâng și să stau de vorbă cu ea, să-i amintesc, să-i spun ceva frumos. Și era vremea liliacului înflorit. Și i-am spus, Maria, te aștept la mine să-ți dăruiesc un braț de liliac. Și atunci o lacrimă din ochi a curs așa pe obraz până în barbă. Am fost foarte, foarte impresionată atunci când am aflat ce i s-a întâmplat. Am vizitat-o la spital, am avut un mare regret și nu-mi venea să cred că ea nu poate vorbi pe patul de spital. I-am vorbit la ureche și a întors capul în partea cealaltă. Și cred că m-a auzit, dar n-a putut să mai răspundă nimic. Nu-mi răspundea la telefon. Și atunci am zis, o sun pe Iuliana, că mamica nu-mi răspunde, de ce oare? O sunam și pe fix și pe mobil. Și a spus, păi uite, aseară a făcut accident cerebral. Bun, din momentul acela, aproape zilnic, mergeam la căpătâiul ei, la spital. Aveam momente în care, eu știu, credeam că mă aude, momente în care o rugam să-mi schițeze un mic gest dacă știe că sunt acolo. Mă bucura orice gest, orice, pentru că noi speram într-o minune, speram să își revină. Mulți dintre preoți au spus nu, trebuie împărtășită pentru că nu conștientizează și Sfânta Împărtășanie trebuie înghițită. Bun, dar noi, apropiații, știam cât de credincioasă era, cât de dedicată era divinității și atunci am insistat să plece împărtășită. Și la 12 noaptea m-am dus la spital, am împărtășit-o, iar în timpul când părintele a început să citească rugăciunea și i-a pus o picătură de Sfântă Împărtășanie pe limbă, aparatele au început să o ia razna. A venit o asistentă și mi-a spus, doamna Steliana, dumneavoastră vedeți ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Uitați-vă de unde a pornit pulsul și ce mai era pe acolo și cât i se ridicase vibrația, până unde i se ridicase vibrația în timpul rugăciunii. Și într-adevăr, am urmărit în timpul rugăciunii aparatele cum creștea vibrația. După ce i-a terminat rugăciunea și Sfânta Împărtășanie, am mai rămas în jurul patului lui mamica și începea ușor, ușor, ușor să scadă vibrația. Și dimineața a plecat. Folclorul a pierdut o perlă în ceea ce privește Maria Butaciu. Regretele noastre să le transformăm undeva într-o perpetuă aducere a minte a figurii ei luminoase și încântătoare ca interpretă mare de muzică populară și de om cu totul și cu totul deosebit. Îmi doresc din toată inima ca sufletul ei să fie alături de cei drepți și frumoși și buni
și să aibă voie să se mai uite către noi și să se bucure că ne gândim la ea, la sufletul ei și că încă îi cântăm cântecele cu dragoste și cu dor de ea. Câte ori o evocăm pe Maria Butaciu, simțim bucuria din starea de grație pe care ne-a insuflat-o prin iubire, revelată oamenilor prin ofranda bucuriei cântului. Această minunăție umană și artistică a fost Maria Butaciu. Amintirea ei nu se va stinge niciodată. Și-am trecut lume prin Maria Butaciu a murit ca om, ca artist, însă va trăi. Va trăi atâta timp cât o vom purta noi în suflet și atâta timp cât cântecele sale vor legăna dorurile, durerile, dar și bucuririle românilor care întotdeauna au știut să aprecieze pe mari interpreți. Și tot floreau în flori mai, doar
Yeah.